astăzi este momentul să-i facem o mare farsă lui Alisei. Bine, mai țineți voi minte chestiile acestea, dispozitivul de control la mintea și dispozitivul fermecat de minți? Ei bine, astăzi vreau să le refolosim din nou. Și vă întrebați ce caut și cu asta în inventarul meu, practic pe care eu o să mi-o pun în cap și nu, ăsta cu ăsta nu controlez mintea, ci cu aceasta, pentru că cea a doua am eu în cap este una fake. Mamă, dar se potrivește cu mine culoarea pielii, culorile, toate chestiile astea, dar da. Uitați-vă aici, am scris aici Rafael și Alice, vă invităm la un concurs de construit mai special unde vă las să construiți ceea ce vă doriți. Dar avem un nou parteneriat cu o firmă de pălării și va trebui să purtați fiecare câte una. Câștigătorul va pleca acasă cu 100 de lei succes. Ei bine, am pus eu astea la troll. Nu a scris nimeni nimic practic, dar noi ducem la concursul de construit. Iar chestia asta cu pălăriile am făcut eu la troll pentru că astăzi vreau să trolez pe Alice, să controlez mintea. Ei bine, mai știu data trecută când am controlat mintea normal într-o zi normală și am zis, bă, și mai știu, nu cred că ar mai, nu știu ce să-i mai zic lui Alice de data aceasta ca să-și pună pălăria asta în cap. Și am zis, bă, frate, ia asta puțin. Dacă te merge la concursul de construit, să scriu că am făcut un parteneriat, că cei de la concursul de construit ne-au pus să purtăm aceste șerpi. Practic și o să fie mult mai bine. Acum hai să mergem la Alice acasă și să-i dăm drumul, să-i spunem de toate chestiile astea. Câștigătorul o să primească 100 de lei oricum, ca de obicei. Asta nu este fake practic. Și da, hai să mergem acum la Alice în cameră, în casa ei. Să vedem pe de fapt, să sperăm că e și acasă. Alice, alo, alo, Alice, ești acasă? Alice. Bă, nu cred că e acasă. Ultima asta, bă, Alice, sau fi la restaurant, mă, ia să-mi să văd. Bă, Alice, ce cauți aici? Ce faci? Alice, ce faci? Bă, ce să fac? Și uite, tu îndeam aici iarba, tu ce faci? A, tu de ce am asta pe cap? Ei bine, Alice, fii atentă. Am primit o nouă scrisoare de la concursul nostru preferat de construit. Din partea aia, oamenii ăștia ne-au chemat din nou și mi-a spus că au ei, nu știu, un parteneriat ceva de să facă niște chestii cu niște pălării și ne-au rugat să purtăm aceste pălării, iar câștigătorul va câștiga 100 de lei, Alice, cică. Nu știu, adică au zis că au parteneriat cu o firmă de astea de pălării, nu știu care este treaba, dar la mine chiar mi se potrivește, adică uite-te cât de tare arată, mie mi se pare super genial. Da, da, îți stă foarte bine, mă, păi și ce vrei? Vrei să merg eu acolo, nu vezi că am treabă? Păi Alice, nu vrei să faci niște bănuți? Adică așa, în plus, ce, strică niște bănuți și te mai și distrezi când construiești, nu te distrai parcă la concursul de construit, nu era mișto? Da, mă, bine, hai că vin să termin aici de tuns iarba. Bine, fii atentă, o, îți dau pălăria acum sau ți-o dau fix acolo când ajungem? Da-mi acum. Ok, hai că ți-o dau acum, ia, perfect, ia-o și pune-ți-o direct pe cap să vedem cum ne stăm, Alice, să ne punem unul în față. Ia-o, da, mama, Alice, ia vine aici, mamă cât de tare e, ok. Acum, Alice, fii atentă, nu mai tunzi aici iarba deloc, deci fii atentă, sparge aici câteva blocuri din casa ta, din dărți, practic, din curte, sparge câteva blocuri, iar după aceea o să mergi la concursul de construit, unde o să fac ce vreau din tine, s-a înțeles? Am înțeles. Ok. Hai mă, Alice, hai, mergi odată, ce tot faci aici, Alice, hai mă. Da. Am zis ceva, să spargi aici niște blocuri, de ce nu spargi blocurile, sau le-ai spart pe astea deja, ce se întâmplă aici, Alice? Așa, foarte frumos, gata, mă, merge, perfect, ok. Bă, Alice, fii atentă, vino, acum, hai să mergem, bă, dar nu mai stai să mai tunzi pe aici iarba sau nu așa nici ai? Mai tun, mă, hai să mergem. A, nu mai tunzi, ok, hai să mergem acum la concurs de construit, mamă, o să fie foarte tare, abia aștept. Gata, Alice, deci fii atentă, oamenii ne-au spus să construim ceea ce ne trece nouă prin cap, adică construiești ceea ce vrei tu, nu e o temă specifică, numai că o câștigătorul o să primească 100 de lei, ca de obicei, Alice, și asta e avantajul tău, pentru că poți să faci ceea ce îți dorești tu și la ceea ce te pricepi tu practic cel mai bine, Alice, și poți să câștigi banii practic. Înțeles, hai să începem, bă, deci mi-ai închis ușa, în fine, fiți atenți, mama, o să fie foarte, foarte genial acum, pentru că eu pot să trolez pe Alice, ați văzut, practică, nici n-am mai trebuit să mă duc acasă, Alice, deja m-a crezut din prima cu asta și a pus șapca pe cap, pălăria practic, am modificat acolo, am mai scris niște chestii, dar mă rog, hai să ne ducem acum, de fapt, cred că mai stăm câteva minuțele să vedem ceea ce construiește Alice, să vedem ce idee are, iar după aceea o să începem distrugerea, o să-i distrugem practic acolo, să o punem să mai distrugă niște chestii, să modifice niște lucruri, să facă anumite chestii ca să fie cât mai troll și eu practic să câștig. Ei bine, eu nu știu ce o să fac sincer, cred că o să fac tot ceva random, cum am făcut atunci când eram costumat Mara, vedeți ce chestii mișto am făcut acolo, o să mă apuc acum să mai fac tot așa niște chestii random, fiți atenți, hai să ne uităm acum, luăm niște de-astea random, hai că iau ăsta, mai iau ăsta, de fapt hai că-l folosim pe ăsta așa, după aceea ne punem partea asta, hai să luăm de-asta și trebuie să mai luăm, nu știu ce să mai luăm, să mai iau, cred că mai iau un de-asta, de fapt nu, cred că iau quartz, hai să luăm quartz, să facem ceva aici interesant și nu știu exact ce să fac, dar hai să-i dăm așa, nu știu, o formă, vedem și noi ce facem, sperăm că o să iasă ceva bine, ia mă, fiți atenți, că am o idee, ceva de genul, nu știu exact să vă zic de ce am eu idee, dar haideți să vedem cum facem treaba asta și după vedem dacă ne iese ceva, hai să vedem înainte toate, nici n-am mai trebuit să mă duc acasă ca să arăt practic scrisoarea, dar am scris-o practic, am scris-o bine, că n-am scris-o eu, facem treaba asta și hai să vedem ce face Alice, mă, chiar sunt curios dacă face ceva acolo, deci în primul rând ca să ajungem la ea trebuie să folosim ăsta ca să nu zic că ia ceva, că ce caut la ea, deci luăm direct ăsta dispozitivul, să vorbim, bun, Alice, ce faci aici, Alice, poți să-mi spui și mie ce faci aici? Știu, un turn de construit. Ce faci aici? Turn de construit? Da. A,
pe Alice, păi fii atentă, nu, că eu vreau să modific beaconul ăsta, nu vreau să fie așa, Alice, de fapt fii atentă, vreau să-i pui culoarea, să-i pui culoarea maro, cum am eu skin-ul aici, nu, nu pui de-asta. Și beaconul, ca să se facă, trebuie să faci tot ăsta, să umpli aici, practic, să faci ăsta cub, cum ar veni, adică 3 de-astea, 3 de-astea aici, 3 de-astea aici, cum ar veni, să faci așa, pătrat, direct, gata, acum o să meargă și fii atentă, Alice, după aceea, așa, gata, perfect, acum pune maro ca să fie fix culoarea pielii mele, Alice, și altceva nu, nu mai faci, Alice, adică îl lași doar atât, acum te-ai apuci de altă construcție, nu mai faci pe asta, ok? Am înțeles. Ai înțeles, ok, Alice, gata, mamă, cât de tare ar trebui, nu ți se pare și ție care mai mișto, așa? Ba da, ba da. Ok, ok, deci fii atent, Alice, fii atentă, vreau să pui aici în colțuri, vreau să pui să dai cu lemn, așa, fii atent, de fapt, toată construcția vreau să faci cu lemn, ceea ce voi tu să faci, vreau să faci cu lemn și să faci și cu lemn și lemn de ăsta de culoarea aceasta, maro, așa, și lemn mai roz, că știu că parcă există și un lemn mai roz sau ceva de genul, nu știu, dacă găsești un lemn mai deschis și te las aici să faci asta și revenim după, ok? Ok. Ok, ok, mamă, totul este perfect, mă duc acum repede și hai să ne continuăm de ceea ce facem. Chiar sunt curios cum o să iasă ceea ce am eu să fac acolo și eu hai să văd ce o să fac aici. Hai să-i ducem treburile astea așa, facem un fel de genunchi, nu știu ce să zic, un fel de troiță, de ceva, habar n-am, nu știu cum e chestia asta sau o chestie de aia când vii aici la jumate de e, nici nu știu exact cum să zice, mai sunt niște chestii prin par, nu știu dacă știți despre ceea ce eu vreau să zic eu, dar scrieți-mi acolo în comentarii, ia mă, facem aici ceva de genul așa, după trebuie să luăm niște slaburi, hai să luăm niște slaburi din acestea, le luăm fix pe astea, mi se pare o combinație interesantă, ducem partea asta așa, după facem totul, tot aici, perfect, după aceea cred că în jumate continuăm tot cu astea sau să facem ceva de genul fix așa, nu știu exact, sau, nu, hai continuăm tot ăsta și cam atât o să fie aici, după ia mă să vedem cum arată, bă, arată interesant, aici vreau să pun apă la jumate și ar fi ceva de genul, ar fi interesant să pot să fac și ceva cu beacon, dar nu, că nu e jumătate la mine, dacă vedeți, uite, punem partea asta, aaa, fiți atenți că fac un fel de acvariu, mă, acum hai să luăm și niște glass, ar da ceva interesant, luăm glass din acesta, pare cel mai interesant dintre toate, dacă stai eu să mă uit așa și facem aici ca și cum ar fi un acvariu, cred că e interesantă ideea, nu, scrieți-mi acolo în comentarii dacă vă place ideea mea, facem acvariul aici, după vreau să mai facem niște chestii, dar după ce terminăm acvariul acesta, mergem din nou la Alice să vedem ce face acolo și da, hai să vedem. Bun, am terminat aici, după cum putem vedea, cam ăsta este acvariul, nu este ceva foarte, foarte alt, dar mi se pare interesant. Uita și peștișorul ăsta aici, dă noată, stă el aici pe la fund, văd că nu se duce mai în sus, dar da, mie mi se pare genial, hai să punem asta din nou aici, pentru că, ia să zic, dacă fac asta așa, arată mai interesant, dacă o lasă așa, bă, cred că lasă așa și eu mi se pare că arată ok, eu e o chestie basic, nu e ceva foarte, foarte greu, dar după aceea o să vreau să mai fac anumite chestii în afară de asta, că nu o să fac doar asta, o să fac ceva mai maker, o să vedem ce facem acolo în spate, am eu așa o idee, încă nu zic, dar hai să vedem ce face Alice, mă, frate, dacă s-a conformat practic regulilor mele, ceea ce am scris eu, ia mă, opa, vedeți că face asta gură mânie aici, ok, a lăsat aici în partea asta cu verde așa jos unde a pus și vedem că a pus bine, nu există roz, văd că n-a găsit roz, l-a găsit pe ăsta, roșul ăsta și arată interesant, mă, Alice, ce face aici, bă, Alice, vezi că ai acoperit beacon-ul ăsta și nu mai merge, așa, gata, ce face aici acum, mă, ce e ăsta? Este primul lucru care mi-a venit în cap când mi-ai zis de culori. A, ok, bă, și cam ăsta este tot ceea ce voiai tu să faci, Alice? Nu, încă mai lucrez. A, ok, dar așa, în plan, ce mai aveai tu de făcut în afară de asta? Ce te mai gândeai să mai faci? Momentan, nu știu, fac ce-mi trece prin cap. A, ok, fii atent, în afară de asta, aș mai vrea să mai faci, să faci ceva de genul ca și cum ar fi, nu știu, să fie o cutie, nu știu, ceva, un adăpost de animale, ceva, o chestie de asta mică, un cotest, ceva făcut de tine, Alice. Bine. Ok, ok, gata, hai că am plecat, te lasă, continui acolo ce am făcut, ok, ok, bă, momentan nu am ce să-i mai zic lui Alice, ceva foarte, foarte wow, vreau să vedem ce mai faci în continuare, să vedem cum termine ea construcția aia și să facă și un adăpost de câini, chiar sunt curios cum o să facă și după aceea o să-i zic practic să, nu vă zic exact, dar, nu știu, cred că mă gândeam să fac ceva, dar nu știu exact dacă ar fi în regulă, dar hai mă că nu ne batem chiar așa joc de ea, o lasăm să construiască acolo, mai facem și noi aici, deși atenți, mă gândeam să fac ceva de genul un fel de castel, dacă stai să mă gândesc, dar ce să luăm? Aș vrea din aceasta chestie, din aceasta, hai să luăm iron trapdoor din acesta, ia mă, dacă căutăm iron trapdoor, uite că avem și iron bars-urile astea și avem și astea, hai să facem un fel de pușcărie, mă frate, nu știu, o celulă din asta mă gândesc să fac aici, deci ducem asta așa, practic foarte frumos, să luăm și o ușă din aceasta, dacă stai să mă gândesc, și cam aceasta este forma, o să fac un fel de pușcărie de celulă din aceasta și să vedem cum o să fie, practic, până la final, nu o să fie ceva foarte, foarte interesant, adică o să fie interesant, dar nu o să fie ceva foarte greu de făcut, pentru că, la urmă, de fapt, aș vrea să fac eu ceva, o chestie mai sofisticată, dacă stau să mă gândesc, fiți atenți, o să am eu o idee aici, să fac eu o formă așa, ceva de genul fix aici, colțurile astea, o să iasă ceva interesant, sper că iese, și da, hai să continuăm asta, să terminăm suprafața asta, practic, schița, și să vedem cum o să iasă după aceea, să continuăm și interiorul, după aceea vedem ce mai făcut Alice, mergem acolo, o mai trolăm, o mai controlăm, și da, la final vreau să scrieți în comentarii cum vi s-a părut, ce părere îmi dați la construcțiile mele, practic, ce părere dați la construcțiile mele și la construcțiile ei, cum am vrut eu, practic, să iasă și dacă vreți să mai facem asta și cu Darusel,
fel, dar am făcut toată, nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să mai fac cu amândoi deodată. Bun, cam așa arată pușcăria mea, închisoarea, nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vă place, mie mi se pare o formă foarte, foarte interesantă și aici în spate și uitați-vă și în partea asta și în partea asta în față, intrăm aici în pușcărie, practic în închisoare, avem aici un pat foarte frumos, mi se pare că patul acesta chiar arată genial pentru închisoare, aici avem un ăsta unde te speli de apă, toate chestiile astea, te speli pe față, toate astea, și aici avem o toaletă și apă de să bei, practic primești de la oameni, că de la cei care lucrează aici, că nu-ți dau, adică eu nu cred că îți dau așa în continuu toate chestiile astea, bine, nici nu știu cum e, nici nu vreau să știu, dacă stau așa să mă gândesc și da, ok, cam așa arată, nu știu, scrieți-mi în comentarii, cam asta este tavanul și mie mi se pare ceva foarte, foarte interesant, îmi place forma cum a ieșit, scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă vouă vă place, închidem aici și asta este pușcăria mea, aceasta este și acvariul, practic asta este acvariul cu peștele aici jos, care văd că stă doar aici, văd că nu vreau să urce în sus și avem aici arată totul interesant, acum hai să mergem la Alice să vedem ce a făcut, dacă a făcut cu așa cum i-am zis, ia mă să vedem, ia mă să vedem ce a făcut Alice, uitați-vă de ce asta a lăsat tot și cam asta este, mă da, mamă, dar a făcut dita mea de postul, de căi, mamă, dacă stai să mă gândesc, uitați-vă câte chestii sunt aici, ok, să nu iasă câinele, ok, Alice, Alice, ce faci aici, ce faci aici, ce faci aici, câte lucruri ai făcut, mă, Alice, atâta, ăsta e tot, gata? Bă, eu am cam terminat, uite, aici e adăpostul. A, bă, vezi că arată interesant, mă, Alice, dar ce cum o vă ăsta, mă, Alice, pe bune, adică nu poți să-ți schimbi și tu în maron, ar arăta mai bine? Ar arăta, dar, na, de acum... Eu zic să-l schimbi în maron, cel puțin partea asta de jos de aici, uite, partea asta vreau să-l schimb toată, maro, uite, fix părțile astea, uite aici, fix ce vezi aici jos în partea asta, primul bloc, vreau să-l schimb tot cu maro, ca să-l văd maro, Alex, a înțeles, deci dacă mai vin la tine, de fapt, fă-l da cu Alex, ce părere ai, îți place sau nu-ți place? Da, e foarte frumos. E foarte frumos, nu așa, așa ziceam și eu, pe bună, adică e foarte frumos, și era maro, movo ăsta, Alex, pe bună, adică nu se potrivea, uite, câini, uite, uite, văd că le place, uite cum a venit câini exact aici, fix la asta, maro, când au văzut maro, arată și interesant, e mai luminos, așa, Alex, chiar le place, vezi? Da, văd. Da, 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 e super, super tare, mamă, cam ăștia, bă, Alex, dacă am seamănă câini ăștia între ei, adică alți câini ai mai adus pe aici? Păi, da, sunt 5 câini, cât vrei să mai cumpăr? Pe a ajuns din două familii diferite, cum ar veni, ai adus pe ăștia dintr-o familie și pe ăștia dintr-o familie, nu? Alții n-ai mai găsit, nu? Nu. Ah, ok, deci ăștia s-au plăcut ție, oricum. Ei bine, Alice, ce să zic, eu vreau să mai aduc un câine altul, diferit față de ăștia, un câine, nu știu, un câine diferit, nu știu ce faci tu, Alice, eu mă duc acolo la mine, te aștept să termin aici, ah, de ce ai făcut asta? Nu știu, trebuie să mai aduc un câine, Alice, pe bune. Bine, îl aduc acum. Hai, Alice, deci fii atentă, după ce ai adus câinele, vreau să vii fix acolo la jumătate, de fapt, nu, hai că vin eu în câteva minute, ok, lasă, lasă, o să vin eu din nou aici, ok? Ok. Ok, bun, gata, hai că am plecat, bă, frate, ok, am văzut, mă mai pune să mai aducă un câine, bă, arată interesant. Bă, de fapt, dacă stau să mă gândesc, fiți atenți, chiar arată mult mai bine, dacă e partea asta de jos, mi se pare mult mai luminoasă, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii. Și, bă, frate, nu știu, bă, dar partea asta așa, parcă nu e ce trebuie, mă, cred că o pusă de râme partea asta, sincer, sau? Nu, mă, nu, hai că o las, că parcă îmi place, uite cum a modificat chestia asta, cum a făcut așa, unit tot ăsta și arată interesant partea asta și partea asta și aș mai pune să mai facă ceva aici, un fel de turn aici deasupra, vreau să mai facă un turn ceva, să fie așa, să fie completat, cum ar veni turn în partea asta, turn în partea asta, eu zic că ar da mai bine și da, hai că mă duc acum să ia mă, mai adus câine, mai adus ceva, mă, ia mă să vedem, opa, 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 mama, Alice, mai adus, mă, da, parcă sunt mai mulți câini în afară de asta. Mai e încă unul. Ai, mai adus încă unul, tot din aceeași familie, cu care, cu care, tot din, a, din ăștia, dalmațini, ăștia, ok, mă, Alice, deci fii atent, ăștia văd că vor să iasă afară, deja nu le mai place să mai stai aici, Alice, vină repede afară, vină repede afară, vezi să nu iasă, să nu iasă câinii, deschide ușa, hai, ia, ieși, ieși, Alice, hai că ieși câinii, hai, gata, gata, ia, pe a ieșit, mă, Alice, a ieșit ăsta, a ieșit afară, da, uite, ies și celălalt, în fine, fii atent, Alice. Acum, bă, mie nu prea-mi place cum arată. Adică vino aici, mai fă un turn aici, ceva, un turn, fii atentă cu ce vreau să faci turnul. Îți aleg eu acum, deci faci cu din ăsta și din acesta, cum se numește, granit. Ia mă să vedem, ia, ăsta e. Nu, haide că ăsta arată interesant. Uite, Alice, gata, din ăsta și din ăsta folosiți. Faci aici un turn șmecher, Alice, cel mai șmecher turn. Ok. Hai, Alice, mai repede, trebuie să faci repede. Deci fii atentă, vrei să te ajut și eu? Hai că te ajut, cum vrei să duci aici? Nu vreau să mă ajut. Ah, ok, Alice, deci când termin eu, să fiu practic, să venim acolo, ok? S-a înțeles? Ok. Ok, mamă, arată interesant, mă, frate, mamă, e frumos, mă, Alice, bă, mie îmi place, bă, dar da, te-am pus să folosești tu, hai, folosește, că arată interesant, mă, Alice, dar du formă mai sus, dă-l mai mare, du mai sus aici, fă și în partea asta, fă-l, fii atentă, vreau să duci ăsta așa, deci fii atentă, vreau să duci ăsta așa și să-l faci cât, cât mai sus, gen fix așa, uite, da-ste așa, să fie fix așa, te-ai prins de idee, hai că să te ajut eu aici, vă umplești tu în partea aia, să fie fix așa, bă, arată mult mai interesant, Alice, uite-te, adică, pe bune, fii atentă, ia, vino, vino aici, Alice, vino aici, vino aici, fii atentă, fii atentă, uite că arată interesant, zi tu, dar nu arată șmecher. Ba da. Bă, dar vezi că chiar arată, uite-te, pe bune, adică nu știu, să-mi scrie oamenii acolo în comentarii, mie mi se pare că arată genial, așa chiar arată, nu, la mod de ce nu ai sens, chiar arată super spertare, chiar îmi place și acum, Alice, fii atentă, hai să îți dau o notă la ceea ce ai făcut tu aici, bă, Alice, îmi place că te-ai conformat, cum am zis eu, ai ținut cont de sfaturi, îți dau nota 10, ce să mai, Alice, că e mișto. Mulțumesc,
mulțumesc. Da, 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 dar fii atentă că partea asta cu mofta ai făcut-o tu nu prea îmi place și pentru asta o să-ți dau nota 8, Alice. Bine. Ok, ok, ești mulțumită cu nota asta sau nu? Da. Ah, ok, păi fii atentă, acum vreau să mergi la mine să vezi ceea ce am făcut pentru că am făcut două chestii super interesante. Și fii atentă, nu vreau să spun eu nimic, vreau să mă întreb tu despre ceea ce am făcut, ceea ce crezi tu și să mă întreb tu toate chestiile, ok? Așa, mai ce părere ai tu? Uite-te cum arată chestia asta și mai e o chestie în spate, dar nu zic, vreau să-mi spui tu mai multe chestii. Bă, păi, da, zi ce e asta, e muzeu, ce e? Nu, nu e muzeu, tu nu vezi acvariu, tu nu vezi că e pește aici, e chestia, adică se poate spune. Aaa, dar nu l-am văzut. Aaa, pe la ce te uitai tu, Alice? Mă uitam la algele astea. Aaa, păi da, exact, e acvariu, bine că asta, parcă nu știu exact, dar cred că e și prin muzeu așa ceva, dacă stau să mă gândesc, dar ce părere ai tu așa de el? Bă, e frumos, e frumos, așa, dar hai aici. Bă, chiar îți place Alice ăla din spate? Chiar îți place pe bune? Chiar îmi place. Ah, ok, ok, deci fii atent, aici ce crezi că e asta, Alice? Închisoare. Da, este o închisoare și ți-i părere, tu uite cum am făcut toate formele astea, mie mi se pare foarte genial. Zi în care parte îți place cel mai mult din închisoare? Bine, din care perete? Ăsta, bine, astea din laterale sunt aceleași, dar ăsta și ăsta din spate sunt diferite. Care îți place din toate astea trei, cum ar veni? Ăsta. Ah, partea principală, practic pe unde intri așa, pe ușă, foarte frumos, uite acolo, Alice, ești la închisoare, te-am închis acolo, ai un pat, ai acolo un WC-ul și ai o daia unde să te speli. Mă, cum ieși? Ah. Ok, deci ai spart asta, Alice. Tu practic ai forțe, practic. Ok, Alice, ce părere ai tu de închisoarea mea? Îți place sau nu-ți place? Ce note îi dai? Bă, o să-ți dau un 10,1. 10,1? Cum adică 10,1, Alice? Adică gen, pe bune, chiar așa. Bă, tu chiar așa generoasă ești? N-ai mai fost niciodată până acum generoasă așa. Bă, tu chiar credeai că-ți dau eu atâta? Dă-te de aici că-ți dau 2 și trebuie să te bucuri de el. Hai. Bă, stai puțin, Alice, stai puțin. Spune-mi de ce. Alice, vină înapoi. Fii atentă, spune o părere reală, vino în spate, spune o părere reală și spune-mi ceea ce ai tu așa pe suflet, ceea ce. Fii atentă, vreau să spui fix ceea ce crezi tu, Alice, dar să-mi detaliez. Bă, deci, închisoarea arată frumos, la fel și acvariul ăla, numai că, nu știu, parcă e puțin cam sec aici, da? Și am să stau, cred că, un 8,5-9. Un 8,5-9, bă, eu zic că e o notă rezonabilă, Alice, chiar îmi place. Și în partea asta dai notă la tot sau doar la închisoare? Am dat notă la tot, ce-am zis și... Păi și care-i placă? Ce-ți place mai mult, închisoarea sau acvariul? Acvariul, chiar dacă e mai micuț, arată totuși parcă cu mai multe detalii și așa. Ok, Alice, păi fii atentă, asta este ceea ce am construit eu și ceea ce ai construit tu, Alice, este în partea aceasta și vreau să scriu oamenii acolo în comentarii, practic, care construcție mai frumoasă, vreau să scrieți dacă sunteți Team Rafael Gând sau Team Alice 2012. Vreau să scrieți acolo în comentarii și, Alice, mă bucur că ai parte. Participa practic, dar fii atentă, eu cât ți-am dat? 8? 50 sau cât ți-am dat? 8? 8 ți-am dat, parcă nu? Da, 8. Și tu mi-ai dat, cât mi-ai dat? 8? 50? Nu, înseamnă că de la tine am câștigat, dar oamenii decid acolo în comentarii. Bă, Alice, dar fii atent, chiar, mie mi se pare, hai să zic, pe bune, sincer, chiar e mult mai frumoasă partea asta ta, mie îmi place mai mult, vreau să decidă oamenii în comentarii care parte vă place vă mai mult, dacă vă place ceea ce a construit Alice, dacă vă place ceea ce am construit eu. Alice, mie îmi place, oricum, câștigătorul, cel care pleacă acasă cu 100 de lei, o să fie cel ce o să decidă oamenii și fii atentă, eu zic că ai șanse mai mari decât mine, 70%, eu 30%. Mulțumesc, chiar și eu știu asta. Ok, Alice, dar chiar e super tare, adică te conformați după cum am zis eu, chiar mi-a plăcut super, super mult, Alice, adică pe bune, arată mult mai genial așa, nu? Da, chiar arată mult mai fain. Ok, mă bucur, Alice, că ești de acord cu mine, în sfârșit, foarte, foarte bine, Alice, acum putem să plecăm liniștiți acasă, Alice, gata, atât a fost, gata, mulțumesc, Alice, că ai participat. Ok, ok, deci Alice a dus acasă, practic, da, s-a dus singur acasă, practic, acolo, 30 ani, acvariu, dar, bă, mie mi s-a părut foarte, foarte genial, dar chiar arată super interesant și partea asta, cum am zis eu, deci scrieți-mi în comentarii dacă vă place, eu zic că arată mult mai genial, așa cum am pus eu să modifice toate treburile astea, îmi place tot ceea ce a făcut și vreau să scrieți în comentarii dacă vă place și ceea ce am făcut eu, mie mi se pare așa interesantă construcția ceea ce am construit eu, dar da, totul decide acolo, rămâne pe mâna voastră și da, cam atât a fost, dacă vrei să-i controlezi și pe Darusel și pe Alice în același timp, vreau să scrieți voi acolo în comentarii. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.